Bine v-am găsit, sima, telespectatori, eu am făcut după două emisiuni de aia, ajuns să mă am și uitat ochelarii aia de... Mâine mă duc să iau eu în sfârșit ochelarii, să-mi spună doctor, doctorița, să-mi dea în sfârșit ochelarii, că până acum am avut provizor. Bun. Uh, M-a preocup, preocup, preocupat mult, mult, ca om care a studiat Imperiul Otoman momentul în care Imperiul Otoman a intrat în conflict cu Imperiul Țarist și mai ales influența spre țărilor române. Țările române, după 1600 și ceva, deja au fost la mijloc în, între acest război între turci și ruși. Vezi, 1711, bătălia de la Stănilești, pentru cel Mare, cu Imperiul Otoman. De ce este foarte important? Este foarte important pentru că, culmea, rușii nu au avut conflicte până pe la 1600, aproape 1700 cu turci. S-au bătut cu hoarda de aur și s-au preocupat, este foarte interesant, ei tot timpul s-au preocupat față de vest. Te-ai fi așteptat că, cum a început să crească, o să vă Imperiu Imperiul Rus, adică a devenit imperiu, Pst, nu, eu au crescut, mereu au avut treabă cu vestul. De ce? Spune la un moment dat un mare autor, un autor de unei istorie ruse, un cărțoi o să vă-l eu, uh, pentru că Hoarda de aur, mongolii, nu aveau nicio problemă, marea lor problemă a fost problema religioasă. Deci ura rușilor a fost față de catolici. Pentru ei vestul era catolicismul, iar pentru biserica rusă, o stâlpă al istoriei rusești, -ă, catolicismul a fost mult mai periculos decât islamismul, să zicem, musul, musulman. Altă doctrină nu se ceogneau. Bun. M-am preocupat, de, plecând de la bătălia de la Stalingrad despre relațiile dintre Rusia și Turcia și cum am fost noi țările române. Vă recomand pentru aceasta o carte de, o, de mare excepție. Se intitulează, o să bănuiesc, Xenopol, da? Ce să primesc? <coughs> Hai să vă spun, deci, istoria românilor din Dacia Traiană, nu știu, sunt vreo 12 sau 13 volume, eu le am în varianta originară. Problema este că la varianta originală, care este ediție Princeps, se nu pot scrie în limbajul vremii și greu, uneori o să vedeți și aici. A apărut după 1990 o ediție modernizată, adică în sensul că, nu știu, unde limba, limba era chiar grea, 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 au mai modernizat și am comandat-o m-am primit un telefon de la un anticariat, că în sfârșit le a venit, credeam că nu mi-a mai trimit. Așa este. Nu 12 volume, sau, parcă 14, nu mai țin minte cât are istoria în Dacia, românilor din Dacia, Capodopere. Așa. Deci, Xenopol a scris această carte. Eu varianta, am varianta online, electronică, am varianta originală. Și aici am o variantă post-decembristă a Dexenopol, războaiele dintre ruși și turci și în răurirea lor asupra țărilor. O capodoperă, dacă vrei să înțelegi, da? Iată aici, editor Albatros, 97, da? Cine vrea să înțeleagă soarta României în lumea modernă, trebuie neapărat să ca carte, pentru că, într-adevăr, războaiele dintre ruși și turci au răurit mult țările române. La picătura de istorie vă citesc din precuvântare două pasaje ca să vedeți ce mare este Xenopol. Adică Xenopol este un nume în istorie fascinant pentru că el meditează spre istorie. Cartea a, fost, a apărut în 1880. Da, ia și 1880, da? Deci, precuvântare, scrie Xenopol. Studiul faptelor trecute poate să ne slujească până la un punct, punct, punct de călăuz în cele de față și viitoare. Astfel, istoria poate să devină învățătoarea politicei și să conducă de la o îndeletnicire teoretică la rezultate practice. Istoria ca lecție de viață, da? Dacă este de interes să se cunoaște întreaga istorie, a unui popor, nu este mai puțin adevărat că acele fapte vor fi mai cu înrăurire asupra vieții sale de față, care vor sta în o legătură mai strânsă cu, cu dânsa, prin urmare, acele ce vor fi mai apropiate. Cu cât istoria se îndepărtează, cu atât ea se înalță în regiunile curate teoretice ale științei, cu cât din potrivă se apropie, cu să se coboară în sfera practică. Ce vrea să spunem marele filozof al istoriei, să nu o pot spune, prin următor nu știu, cerirea Dacii de câte romani, nu poți să o folosești în politică de acum. Dar să zicem, domnul Burduja, la lansarea doctorului Cristoiu, a citat din Ionel Brăteanu. N-a citat din Decebal. De ce? Pentru că Ionel Brăteanu se referea acolo la București, cât de important e București. Deci e vorba de Istoria, istoria, apropiată, cu cât e apropiată, cu atât folosește mai mult prezentului, pentru că e apropiată de prezent. Foarte importantă. Nu știu. Vlad Țepeș și citație să dai. Deci de-aia a dat domnul Burduja din Ionel Brăteanu, pentru că era vorba de o trecut apropiat. Bun. Un alt citat. <hăh> De la începutul vieții noastre ca stat am fost expuși la înrăurirea poporilor vecine mult mai puternice și mai mari decât noi. Viața noastră n-a fost până în timpurile din urmă, adică până, până, aici, până aproape de 1880, o viață proprie, ci numai cât rezultatul împrejurărilor petrecute între puterile ce ne înconjurau, aruncați ca o minge de la una la alta ne duceam între acolo ne izbea o putere mai mare fără ca să ne putem opune prin însăși greutatea noastră unui asemenea joc. Deci nu numai, ia stați așa, ia, stați așa, nu numai forma din afara țărilor noastre trunchetă, trunchiată în mai multe rânduri, adică nu numai potarele, a fost hotărâtă prin asemenea împrejurări și și viața noastră lăuntrică a fost rezultatul ciognirii acestor puternici competitori. Ce spune genial Xenopor în această carte, războiile între ruși și în lor asupra țărilor române? Că până în timpul de urmă, de până aproape de 1880, noi am depins foarte mult de țările, de imperiile care s-au bătut între ele. Adică am depins de Imperiul Otoman, de Imperiul Țarist, de Imperiul austro ungar E foarte interesant. Adică și spune că ele nu au influențat nu numai harta, vezi ce darea răpirea Basarabiei în 1812, ci și viața noastră lăuntrică, adică au venit Imperiul Otoman și ne-au făcut, ne-au dus domn Mai aveam un pic și vorbeam cu miți piți, piți bili. Toți purtau din ele. toți erau cu banele, greci. Ia, că trebuie noi fie vorba ce Era și ușor de influență. Adică noi imediat, cum au venit nemții în 1941, până în 44 mai aveam un pic și eram nemți, da? Păi au venit ruși. Gata, gata să ne rusificăm. Da. da, aia am zis. Interesant. Deci merită războaiele dintre turci și ruși, sau ruși și turci, și în reunirea lor asupra țărilor române, în Cărțoi, foarte frumos. O să văd și când ajung la 1711, se văd, uite, răpirea bucovinei, politică specială, uite ce frumos e. Aici vezi că pot citi fără să. Organizarea, bun. Să trecem acum la domnul, ați auzit de domnul Claus Iohannis, da? Ați auzit, domnul Claus Iohannis trește. Și a fost undeva la Bruxelles. El are această chestie, când pleacă în străinătate, face conferință de presă. De ce? Deci mai chiar. Că dacă face conferință de presă, deci care este avantajul, repet, și ce bandit e? Când Faci, dacă faci conferință de presă aici, se înscriu și vin și persoane nedorite de pahonțu. Faci la conferință, acolo poate să vină și de la G4 Media și, nu știu, și jurnaliști, unii dintre ei personalități, care vin. Nu poți să oprești. Și poți să spună în direct întrebări incomode. El întotdeauna în deplasările externe este însoțit de ceea ce se numește o echipă de presă. Ea este alcătuită din de coțofene, în cele mai mari cazuri, care îl însoțesc. Sigur că a, deplasarea este plătită de televiziune sau de redacție. Însă faptul că însă, la un moment dat, dacă îți superi pă, ăsta, pe, com, pe baronul, pe, com, pe de la Cotroceni, pahonțul face să nu mai vii. Sună în redacție, spune, domnule, nu îi ridicăm acreditarea, nu mai vine, da. Coțofana trebuie să se întoarcă să scrie despre câinii murați. Despre crime, una este să te duci, că ești acreditată pe lângă președinte, te duci la Bruxelles, la, la 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 Sunt și magazine pe acolo, sunt și pește cu tare, mai ieși și niște ciorap și coțofană. Și consecință, a, ați pierde acreditarea și să vine alta în locul tău, dar coțofană te-ai terminat. Și atunci, toate aceste coțofene și coțofani și coțofănici, din echipa de presă sunt sluci plecate. Ei când în însoțează, dar observa pe președinte, nu dau nicio știre, n-am înțeles niciodată. Deci a fost, bă, nu, ce o știre, una deosebită. Nu știu, nu neapărat până că lui, lui curgeau muci. Că și lui Ecul, deși și deja, nu știu. Și că se ștergea cu Batista sau fără Batista sau cu podul palmei. Nu, sau cu mâna. Nu, nu știri, măcar deosebite, de la Consiliul Uniunii Europene. Nu, nu dau nimic. Merg cu ala. și la conferințele acestea de presă pun întrebări pe care le spun, le, le spun, Pahonțul să le zic. Bun. În consecință, de aia face el conferințe de presă, că face cursuri cu cameristele, cu sofele, n au curaj, da. Bun. Sigur, Așa. Hai să vedem. A ținut o conferință de presă și a fost la Bruxelles cu ceva care nu mă interesează. Nu știu. Înaintea participării la reuniuni, eu au și pe la reuniunea cu OSELE EUROPEAN. Deci, hai să vedem, da? O întrebare a unui coțofan sau coțofană, nu mă, nu știu, a fost cea în legătură cu candidatul comun. Ia să vedem cu candidatul comun și cu declarația la lansare a lui Ciucă și al lui Ciolacu că după europarlamentare se vor gândi la niște alegeri prezidențiale și parlamentare în comun. Ia să vedem ce a răspuns Claus Iohannis. Și întrebarea și Voiam să vă întreb de ultimele discuții din coaliția de guvernare, având în vedere că s-ar contura susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Dumneavoastră v-ați pronunțat odată pe acest subiect. Voiam să știu dacă susțineți sau care este părerea dumneavoastră de, de a merge coaliția cu un candidat comun la alegerile prezidențiale. Mulțumesc! Nu cred că este momentul acum să discutăm despre ce va fi după europarlamentare. Așa s-a convenit și în coaliție. Acum toată lumea să se concentreze pe europarlamentare și locale, iar după aceea, imediat, să se tranșeze chestiunea uh, felului în care se vor prezenta candidați pentru președinte și ulterior pentru Parlamentul Național. Cunosc aceste discuții, dar uh, nu cred că este bine să amestecăm lucrurile acum. Așa s-a convenit, acum discutăm europarlamentare și locale. Că vom avea opinii, toți avem opinii, dar pentru omul de rând, cred că este bine să primească aceste opinii pe rând. Dacă le amestecăm pe toate, nu rezolvăm probabil mare lucru. Ce spectatori? cel care a răspuns este președintele României. Președintele României a ales de două ori, da alții, nu de noi, dar ales al nostru, da? Președintele României are, el spune așa, nu e bine să se discute până la 9 iunie despre ce se va întâmpla dumă, despre varianta cu comas unirea celor două partide și la prezidențial. Putea să spună, domnule, nu, putem vorbi, să vedem rezultatul alegerilor. Nu vindem cum e cioara, de, adică știm noi ce va fi. Nu. El spune așa, citesc, Cunosc aceste discuții, dar nu este așa. Așa. Că vom avea, așa, că vom avea opinii, deci păreri despre cum să facem prezidențialele și euro și parlamentare, zice, pentru omul de rând, cred că este bine să primească aceste opinii pe rând. Cum adică? Adică el ce spune? Președintele României, un bandit, un șmecher, da? El ne spune așa, bă, omul de rând, adică ăla care îl votează, ăla care dă din taxe și impozite ca el să se ducă cu răvășitoare în țările calde. Așa. El care e plătit să aibă avion privat, da? De noi, da? Și se și pregătește palatul, da? Tot din banii noștri. Adică oamenii de rând, zice, nu, doamne, nu trebuie să știe oamenii de rând, oamenii de rând trebuie să știe pe rând. Cum adică? adică el spune, da, domne, sunt, se discută, a, nu e bine să le zicem la proști, adică prin oameni de rând înțeleg proști. Deci pentru omul ăsta, blestemul ăsta, numit cauză, noi nu trebuie să știm. Deci, să știm noi, unii se dă părând, Cum adică? Da, sau deci dar... Deci ce să știm noi de pe acum? Noi trebuie să știm când zice el, părând, că suntem proști, da. O a doua întrebare s-a referit uh, la ajutorul nostru dat Ucrainei. Ia să vedem întrebarea, ia să vedem răspunsul, de Da. Trebuie. Recent ați trimis uh, o scrisoare către Parlamentul României în care era menționat trainingul uh, militarilor ucraineni, 50 de militari ucraineni pe teritoriul României și tranzitul uh, de echipament militar din Finlanda pe teritoriul României. Puteți da mai multe detalii, în special cine va antrena acești 50 de militari ucraineni? Sunt români, sunt uh, forțe aliate. Uh, și dacă România, pentru că ați vorbit de urgența sprijinului militar pentru Ucraina, care este cerută chiar de aici, de la Consiliu, uh, dacă România va fi mai transparentă în ceea ce privește sprijinul militar direct către Ucraina? Nu, România nu? nu va fi mai transparentă și pentru asta nici nu o să vă dau detalii cine și pe cine va antrena, dar pot să vă dau un exemplu de proiect de acest tip, care mie îmi place foarte mult, este vorba de a antrena piloțiul ucrainieni pe aeronave F-16, lucru care se va desfășura într-o bază din România. În rest, repet doar, nu mi se pare pur și simplu util să facem publice detalii despre ajutorul militar sau despre unde facem antrenamente pentru militari ucrainieni. Suntem lângă front. Nu are rost să dăm date via media celor care agresează Ucraina. Ați observat că întrebarea este, să citesc aici, dacă România va fi mai transparentă în ce privește sprijinul militar de către Ucraina. Bă, ce răspunde apropo de ăla care ne crede proști? O modern, Șeful statului român e așa. Nu. România nu va fi mai transparentă. De ce cum să nu fie transparentă? Simați-le, spectatori tot ceea ce facem noi, ajutorul militar și tot ceea ce facem noi pentru Ucraina, nu sunt din banii mai căsi, ca să zic măsi. Deci nu tax. Sunt din banii noștri. Noi nu trebuie să știm ce fac ei. Pentru că tot ceea ce fac în materie de ajutor militar, în materie de antrenare a piloților ucraineni, în materie de ajutor militar, direct, implică o țară. Se numește România. Noi, acest tip, Claus își va pune palma în fund și va pleca. Nu știu, se va la cont. Împreună cu nevastă asta, da? A plecat și Traian Bățescu. Deci, ma... deci el va pleca și dacă tot ceea ce face el în secret, este de unător României, plătește cineva, a plătit vreun președinte pentru ce a, ce a făcut rău pentru România, a plătit vreun premier pentru catastrofele făcute, nu. De ce spune el? Este dreptul nostru să știm ce face, pentru că tot ceea ce face, nu face el și cu nevastă sa. Nu. Este o face, el implică România implică România. În România trăim noi. Nu el. El nu o să trăiască. Că vrea să plece în străinătate. Și asta este o bătaie de joc. Bă, ție pute România? De ce vrei să te duci șef? De ce nu vrei să fii șef în România? De ce nu vrei să fii președintele partid în România? De ce nu vrei să fii profesor în România? Pe ce termin? Adică chiar așa de tare spute această Românie ție și nevestei încât simțiți nevoia să fiți undeva șefi de ce? Trebuie să fii și -a, în România, nu? A, de ce plecați? Dacă, deci după ce el trăiește România, împreună cu Ciolacu și cu Ciucă, că ei sunt cei trei bandit, nu știu, într-o aventură, poate că e bine, eu n-am de unde să știu. Mareșanul Antonescu a pregătit țara în secret să trecă prutul. Păi foarte frumos. În 44 mă am dat pumni în cap. Uh, generalul Antonescu a pregătit în secret să trecem Nistru. Am trecut. Nu ne-a zis. Nu ne bă, nu, de el era dictator. Ăsta nu este președinte. Și, mă rog, sigur, el a fost împușcat. Da, dar noi după asta am avut, nu știu câți ani, de cucerire rusească. Adică, eu nu spun că nu trebuie să dai ajutor, dar de ce să nu știm? Da, mai români, uite, noi ajutăm cu tare, cu tare, cu tare, bun, știm, deci să știți că noi ne-am implicat. Nu. Cum zice, în legătură cu ce se va întâmpla prezențial, nu, omul de rând nu trebuie să știe, omul de rând trebuie să știe părând, așa, încetul cu încetul, în nu cumva să știe tot, că omul de rând e prost. Bun. Din câte știți, cu ceva vreme în urmă, unul numit Claus Iohannis a apărut la televizor și ne-a anunțat că el se autopropune la secretarul General, cu treaba lui. Concomitent a apărut într-un într fel de scânteie a Uniunii Europene, a Comisiei, care este ziarul, site-ul politico, decalogul, adică 10 puncte ale, un fel de program al lui, privind ce să privim revoluționarea Uniunii Europene? Nu. NATO ce vrea să facă el? Publicate. S-ar putea ca și rute să aibă, dar noi nu știm pentru că ele sunt secrete. În cazul lui, el le-a publicat, da? Și la o emisiune la Mare Stucă și aici am zis, bă, dacă le-a publicat, nu le-a trimis în secret, le-a publicat pentru ca partenerii din NATO să-și expune la rândul lor public părerea. Că de-aia a publicat, că nu cred că le-a publicat că el să-ți în secret. Că le trimite în secret e da. Hai să vedem ce răspunde el la întrebarea cu a, așa, decalogul, da? V-ați anunțat candidatura pentru funcția de secretar general al NATO, o candidatură oficială în contextul în care știm că este un proces care de regulă se poartă cu negocieri în culise, dar atât dumneavoastră cât și reprezentanții mai multor state din Europa de Est, considerați că este inadmisibil ca Estul să nu fie reprezentat la vârful instituțiilor europene și euroatlantice. Aș dori să vă întreb cum au receptat până acum partenerii nord-atlantici, aliații de pe flancul ESI, dar și partenerii europeni decalogul pe care l-ați propus pentru conducerea alianței. Mulțumesc! Decalogul a fost foarte bine primit. Și cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu aliați, și mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele care sunt foarte importante. Dar, sigur, în discuții bilaterale au întrebări legate și de alte teme. Până acum am avut discuții, ca să spun așa, subline foarte bune. Deci, întrebarea este să vă întreb cum au receptat partenerii Nord Atlantic, aliații, așa, partenerii de Calovu, pe care l-a propus pentru conducerea alianței. Ați văzut ce a răspuns el? să așa. Dialogul a fost foarte bine primit. Și cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu aliați și mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele care sunt mai diverse. Băi, oameni buni, dar sigur în discuții bilaterale până acum am avut discuții foarte bune. Deci, încă o dată, unul numit Claus Johannes dă publicității de ca Nu ăla, Propunem. Dacă ele, ele au fost date publicității, ca ăia să răspundă public logic, dacă nu era așa, nu știu, le trimitea în secret, nu știu, ce-l zice. El a fost foarte. și nu a fost nicio reacție. Am spus, iar nu știu câte oare că spun, doamne, spre uluirea mea, toate propunerile, toate viziunile pe NATO, nu a stănit o un talk show în presa occidentală, un articol în presă occidentală, o declarație a lui Macron, al ce vreți, până și al lui Orban. Mă, uite, am văzut decalogul domnului Klaus uh, Claus Iohannis, cred că așa trebuie să fie un secretar general NATO, și noi cred că secretarul general trebuie să mai aibă 11 puncte. Nu. Și ce ne spune el? Că a fost, de unde știm că a fost? Că a fost bine primit, dar mi-au zis numai mie. <laughs> Păi asta facem mișto de noi. Repet, până acum nu am văzut, nu că n-am văzut nicio reacție în sensul că să zic că măcar unul, bă, noi îl susținem pe Iohannis, nu știu, turcii, letonii, cine vreți, da? Dar el, în acel decalog, a prezentat o viziune a lui asupra NATO. Destul de critică. Viziunea asta a dat-o publicității, nu ca să o știm noi, ca ăia să răspundă, să facă o discuție. Nu s-a făcut nimic, nimic, nimic. A trecut absolut. Și el ne spune, domnule, a fost bine primită, da, în discuții bilaterale, cum este, da, a, așa, deci ce zice. Aceste poziții vor fi exprimate de statele, adică, băi, zice, eu am publicat un decalog, el a fost foarte bine primit și ce zice. A, așa, mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele care sunt foarte importante dar sigurând discuții bilaterale. Cum adică? El a dat publicității și el l-a sunat la telefon și a zis, bă, și bun. Și el n-a zis, bă, dacă e bine, scrie, mă. Da. <coughs> bun. Uh. Înainte, după ce am terminat, alt subiect, după ce am terminat la Mare Stucă, trebuie să mă duc la 33 și am prins eu, Pau, așa l-am prins pe Aradu Todor, care vorbea mare în fază că coaliția se rupe. Păi și cum se rupe? Că până, nu, acum o zi, când miercuri, lansaseră candidatul de ce, se, așa, de ce se rupe coaliția în viziunea lui uh, Radu Tudor? Și că Ramona Chiriac, șefa reprezentată, ambasadoarea Comisiei Europene, s-a retras joi de pe lista comună, din motive personale, da? a intervenit prin telefon Rares Bogdan care a zis că lucrurile s-au întâmplat așa. Ei lucrau la listelele, alea. Unde ea era primă, da? Și tocmai le termina și voiau să le dea la bătut, să le semneze. Deci deodată, telefon. telefonul. Sunt Ramona Chiriac, eu nu mai vreau să fiu pe listă. Și zice, rare, domnule, am lișinat. Păi să facem istorie de noi? ea a fost anunțată, s-a -a suspendat din șefia aia, da? Și putea să anunțe azi dimineață, azi noapte, la două dacă o apuca. Câte te apucă la două, poate că ea, cum e, na, la Comisia Europeană. Nu. De ce trebuia să sune exact când ea terminase listele, da? Deci, după părerea mea, este iar o mânărie uriașă a lui Ciucă și a lui Ciolacu. Problema ea, din start, a fost iepure. Nu zic iepure, că are altă conotație. Iepure. Și vă spun și de ce. Marea problemă, cum a spus și la Marius Stucă, acum, pentru puterile interne și externe, este ca cele două partide care au fost dușmane, atenție, a fost PSD, încă cineva m-a întrebat, domnul Răducanu, da, domnule, dar a mai fost fată împreună PSD cu PNL în Rusele. Era PNL-ul anterior, acum este PNL plus PDL-ul lui Băsescu, care a fost dușman de moarte al PSD. Deci, cele două partide, dușman ce dă moarte în post-decembrie, care au trăit electoral din înjurarea reciprocă, au hotărât acum să, să se secund cu și au decis un candidat unic, o premieră în istoria 11 Decembrie, sau chiar și în istoria României, n-am auzit ca Partidul Național Liberal împreună cu PNC în 1926, uite, să, să participe, nu, deci se face așa, gândiți-vă așa, suntem în 1928, da? Alegeri. Nu. În 26. În 26 se termină cei patru ani de mandat al premierului prăteanului PNL. Până atunci, PNC a la ia tocat pe liberal de la o sărit pace. Vrem să ajungem la putere. Și deodată, în 1926, se anunță că cele două partide, se vor uni și vor avea, vor participa la alegeri pe liste comune. Și cred că le Ei E cam așa ceva a fost cu aceste două partide. Și atunci tot ce s-a întâmplat și la candidatul unic și la comasare a fost de a frăgezi, adică de a evita scandalurile din partida. Un scandal la facerea listelor era cine este primul. Un PSD, face așa, PSD, PNL, PSD sau PNL. Și atunci S-au gândit cei doi șmecheri, bă, punem pe una, pe Ramona Chiriac, care se retrage. Și i-a dus pe proștii ăștia din PNL și PSD, care, cum să zic, mai aveau ei, care zic, se băteau une cu alții. Bă, nu e așa? Al tău? Eu voi fi primul. Al meu va fi. Tu doi, se? Bă, al meu va fi, da? Până au făcut lista. Și au anunțat, bă, aia nu mai candidează. Păi bă, dacă nu mai candidează, de ce nu puneți mă una în locul ei? Nu e problemă, dar nu mai candidează, amânăm. Face... de au și mers pe ideea că tocmai când terminaseră. Că dacă erau anunțat ție, noi venim și spunem, bă, de ce nu puneți pe una? Bă, nu, spunea, nu, domnule, uite, noi am primit în ultimul moment un telefon, am zis să amânăm listele comune și mâine până mâine vă găsim alta. Nu știu, nu se pare că nu se găsea în țara asta o femeie independentă. Dacă aia s-a retras. Deci, ați înțeles? De aia nu s-a retras ea ieri sau azi dimineață. Ce s-a retras exact când se termina se lista. Și a zis, bă, nu mai avem ce face, s-a terminat. Și, în consecință, pe primul loc este Tudosi. Nu mai zice nimeni, nici mi-au, de ce e Tudose. Deci, repet, aia până atunci, dacă era una independentă, nici PSD-ul și PSD-ul, bă, nu suntem, adică peneliștii spuneau, bă, nu e psd primul, e dependent. Acum au zis, bă, nu se poate, ne-au anunțat un ultimul moment, dar ce mă nu puteai să amâne o zi, ce dacă era azi, trebuia azi, era mâine, se te mâine la 12 minute să încheia examenul. Nu, dar putea, să fie bă Ne-a luat pe surprindere, ne-a anunțat tocmai că nu mai aveam terminație și am hotărât să amânăm. Nu se poate. Este chiar de bate de noi. Și vă anunț că pe loc, în primul rând că nu mai e Vasile Blaga, Uh, așa, până la asta. Pe locul 19 e un nume. Este Alexandru Muraru. Este zis păduchele. 1. Alexandru Muraru este acel păduche care a dus cea mai dură campanie împotriva trecutului nostru național, președinte de filială la Iași, și acum vrea să plece, vrea să se ducă. Păi bă, 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 Cine se mai luptă cu antisemitismul din România? Hei, pleacă el, era turnul, turnul de veche, da? V-am spus, pe vremuri era, se făcea când era vie, la vie era. Veneau și ca să nu fure struguri, copii, era unul sus acolo, se urca într-un fel de pădure și spunea, te văd, te văd, nu vedea pe nimeni. Nu vedea. Și copiii care intraseră să zicea, ziceau, ne-au văzut, nu-i vedea, așa și la deci el era, ăla, ăla, făișorul ăla, pătul ăla, te văd, te văd, ești antisemit. Vai domine, rămânem fără, pă, fără turnul de veche. bai dracului păduche, bă, de ce nu mai rămâne aici? Era președinte de filială județeană, putea să lupte în continuare ia a târnat un sărac cu Goga o tăbliță de gât că a fost antisemit ca premier și câte și câte n-a făcut. Pleacă. Singura mea speranță uite și pe zi, este, ia să mă mai uit așa. A, PSD, a, a, stai, stai, stai. 21, Mare și mi-a trimis uh, uh, Cristache, Marea Mare și este prințesa barabulelor, mai țineți minte. Ea era, nu și mai e ceva cu femeile, tinerile, nu știu, tineretul liberal, da? Este, zic, prințesa barabulelor și a intrat în PNL și așa, pentru că taxul este, vin de cartofi. O face cartofi, nu cartof t-o Face cartofi. Bun. Prințesa barabulelor a fost așa, cu vorba. Mum, A dat cu democrația în sus, a venit câț. Mu, 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 cu câțu, toc, toc. La a dat cu crația în sus, pe câțu a venit ciucă. Mu, 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 E pe listă, e de e pe 21. Și Muraru, ei știi că sunt eligibile, știu eu, deci avem așa. A, fire pe locul 3, Dan Motreanu, Manda, Buda, Negrescu, Vălean era normal, Dâncu, Grapini de la Pău pe Pățilă, Mureșan nu se putea, Gheorghe Cârciu, nu știu cine e, Dragos Bena, Hava, Nica, nu cunosc, Gheorghe Falcă, cu trei mai puțin, Așa. Deci, mă nu poate că să vă spun la revedere.